Din gama foarte largă de produse care au la dispoziție, am preferat să aleg trei variante, trei variante care cu siguranță acoperă nevoile fiecăruia dintre voi. Hydro 2 este cea mai mică variantă dintre ele, este un rucsac micuț și compact. Hydro 3, care este preferatul meu, este de dimensiuni mai mari spre medii, iar Trail 9 sau T9 este cel cu litrajul cel mai mare, în care intră cele mai multe lucruri. Probabil că istoria firmei contează foarte puțin pentru fiecare dintre voi. În consecință, nu o să vă plictisesc cu detalii foarte multe. Firma a apărut în anul 2000 în Marea Britanie, fondată de doi entuziaști ai motocicletelor, care la vremea respectivă lucrau în industria outdoor, foarte dezamăgiți fiind la momentul respectiv de calitatea produselor din piață, s-au hotărât să deschidă un brand personal, un brand care să fie remarcat în industrie și a rămas remarcat de atâta vreme prin calitate, chiar dacă prețul la acea vreme erau foarte mari față de ce era disponibil în piață. Toate produsele deservesc mai multe domenii, nu este vorba doar de motociclete, ci este vorba și de trail riding, este vorba de biciclete, este vorba de enduro, hard enduro, motociclism pe stradă, ATV și așa mai departe. Cu ajutorul lui Goliat, pentru că așa l-a numit piticul meu, vreau să trecem în listă rapid avantajele și dezavantajele acestui rucsac, care este de cea mai mică dimensiune. Prinderile quad lock, o prindere foarte confortabilă și o distribuire corectă a greutății. Punctele albe din partea de sus ne asigură o egalitate a bretelelor, un reglaj corespunzător. Sistemul Velcro se poate desface și se poate muta atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă. Este foarte bine prins și niciodată nu s-a întâmplat să învină jos. Toate zonele gri sunt zone reflective la lumină, deci noaptea se văd foarte bine atât logo-ul cât și zonele acestea. Iar pentru că știu că nu toți preferă prinderea de la mijloc, aceasta poate fi înlăturată, se desface foarte ușor și poate să fie dată jos. În zona taliei avem niște elemente din plastic foarte rezistente, care se pot muta atât jos cât și sus. În ele se fixează bretelele care rămân în funcție de dimensiunea fiecăruia după reglajul final. Hydro 2 este una dintre variantele mai mici, dedicate celor care petrec în traseu un timp mai scurt și nu stau 6-7 ore, iar 2 litri de lichide din recipientul care vine la pachet este suficient. Dimensiunea foarte mică facilitează folosirea unei borsete, indiferent de brandul care este utilizat. Vine în patru culori, iar indiferent că este vorba de mersul pe bicicletă, mersul cu motocicleta, mersul pe jos, este o variantă care poate fi luată în considerare de fiecare dintre voi. Materialul din care este construit este parțial waterproof, fermoarele sunt rezistente la apă, se închid etanș, iar furtunul vine prin partea de sus, în interior, la fel cum spuneam și la începutul videoului, acesta se poate muta atât pe stânga cât și pe partea dreaptă. Prinderea de pe mijloc, facilitând foarte mult depozitarea sau chiar fixarea lui înăuntru în dubă. În interior, pe lângă punga de hidratare în care se pun lichidele, mai încape un telefon și probabil niște batoane proteice. Spațiul este unul destul de mic, deci pentru cei care se gândesc să achiziționeze Hydro 2, să știți lucrul acesta că nu intră scule sau o haină de ploaie. Partea din spate, la fel ca și la restul modelelor, este concepută pentru a asigura confort și ventilație în timpul utilizării. Unul dintre dezavantajele pe care le-am găsit este curățarea foarte greoaie a lemnelor și a lucrurilor de dimensiuni mici care de obicei se recoară înăuntru. Dacă ai nevoie de ceva mic, compact și util, Hydro 2 este o variantă potrivită pentru tine. Profită de linkul din descriere. Poți avea 10% discount cu voucherul Transilvania Enduro pe nordicamoto.ro.